și băgam la 8 ori în ea, de 2 zile lucra taică meu care era mecanic să îndrepte. O mică filmare. Da. Foarte fain cu bicicleta. Da, și pe ce ai fost la concursuri pe lene cu bicicleta? Asta nu, mergeam și mă uitam la voi că nu aveam bicicletă. Știu că aveați biciclete acolo toți și era trasat cu cretă colorată spre sala de sport, acolo era startul. Exact. Așa din capătul sălalt, nu era statuia pe vremea aia și era, cred că era singura, cum îi zice, stradă bine lucrată, pietruită tot timpul, că pe aia jucam tenis. Era campionatele de tenis. Cu Ilena Stas atunci. Da, era nebunia, da, cu Wimbledon și toți ne-am luat rachete de la Reghin. Aducea nu știu cine Steiner. Adică avea un magazin de sport lângă la librărie, cred că, de un raion. Și luam rachetele alea de lemn. Eu mi-am luat una mai mare, crezând că sunt mai vânic, dar am constatat că dădeam cu ea de pământ, că era mai lungă decât piciorul, știi? Și pe aia... Era ce da, febră făceam, mă duc aminte. Erai bună la asta, la... Cine? Stai cu la cine? La lapte mi se eram cea mai bună. Și, concurai cu Adamovici. Ea avea lonja mai mare, știi? Și era mai sportivă. Da. Pe landing eu eram cea și, mai bună. Și ce mai fain că Lălăo Deșteanu, deci asta puțină lume știa, ținea o școală de schifon și atletism, la care erau și ne ducea băieți, fetele, fete. La stână. Ții minte, și făceam, ne antrenam, ne băteam cu cei de la agricolul din Oradea. Eram foarte tare. Numai că ea de la agricolul din Oradea erau șmecheri și puneau oameni pe traseu așa și când ajungeam primii, ieșeau aia de după braș și ne mai dădeau cu bețele la joale, știi? Și atunci ne-a venit ideea să-l aducem pe Prico, pe Jean, că el era mai voinic și el a venit cu frate să le-a tras o măgeală la ea. S-au potolit aia după aia și am luat și noi atunci locul 3 sau 2 odată, că am avut ciomăgare mai bun ca ei. Da. Dar nu, e mișto ca acum, dacă iei tradițiile, deci Steiu este unul dintre puținele orașe din România, orășele din România, muncitorești, care au implementat programul științific al lui Emil Racoviță. Deci Emil Racoviță a avut ideea de a face licee științifice în România, da? Și după 47, pentru că Racoviță era socialist, el totuși a fost agreat ca și academician, că a avut niște idei socialiste, dar el nu le-a avut în spiritul ăsta. El a avut în spiritul de a avea accesul publicul sau masă cât mai mult la cunoaștere. Și atunci liceul teoretic din Ștei este unul din primele licee care au adus spiritul lui Racoviță de liceu științific. Da? El s-a numit teoretic, dar el era de fapt pe principiul liceului științific, care trebuia să scoată copiii multi...